Salutare! Astăzi vreau să vă arăt cum puteți foarte simplu să vă curățați cuțitele de oțel carbon de rugină. Ceam mai ceam este un cuțit făcut de mine și prietenul ăsta mi-a rugat să-l refac pentru că a fost folosit și așa ud a fost pus în teacă. Și nu am mai avut grijă de el, deci nu a fost folosit de el, de altcineva. Și uitați ce tare ruginit. E oțel carbon, oțel de arc, din câte mi-aduc aminte. Și o ruginit foarte tare. Am pus șervețelul numai pentru contrast. Da, se vede bine. Așa. E exact așa pe ambele părți. Dar nu este rugină de adâncime. Și cum o să procedez? În principiu simplu. Am nevoie de un burete de bucătărie pentru partea de Scotch-Brite. VD40, știe toată lumea. Și pentru că vreau să protejez zona de gardă, care e corn de bivol, să nu zgâlă mai tare. O să o protejez cu bandă. Acum îi dau cu VD40 pe lamă. Pot să las un pic să se moaie sau nu. Și pentru că vreau să păstrez, totuși că asta zgâie, vreau să păstrez finisajul, o să fac în aceeași direcție pe lamă. Simplu, sper că se vede. O să rămână urme de patina pe care nu vreau să le iau, dar rugină nu. Rămâne, v-am zis așa, urmă în patina, dar e ok. Asta încă nu se protejeze în timp ce rămâne de sub. Și ca și comparație, vă mulțumesc frumos și sper că
să vă fie util.